Practic am reluat atelierele de vacanță, atelierele de vacanță care se află la 15-a ediție, de 15 ani Biblioteca Județeană Antimi Vireanu, într-un fel sau altul, s-a implicat în a organiza activități dedicate strict copiilor, activități care și în acest an se bucură de o prezență numeroasă. Din păcate trebuie să respectăm anumite condiții, dar cu toate acestea avem un număr de peste 150 de copii care vin la aceste ateliere. Sunt 11 ateliere, atelierul de pictură, atelierul multimedia, atelierul de origami și așa mai departe. Sunt practic ateliere care de-a lungul anului s-au consacrat în rândurile utilizatorilor și iată că de-abia am așteptat, să vă spun așa, să fim din nou prezenți în mijlocul comunității. De altfel, am început o serie întreagă de evenimente care au avut loc în ultima perioadă, mai ales după ridicarea în parte a măsurilor, și deja ne și pregătim în această perioadă să mai realizăm și alte evenimente. Avem o lansare de carte joi, urmează ca pe data de 29 iulie să sărbătorim ziua drapelului. Ce evenimente pregătiți pentru atunci? Din ce ne puteți spune momentan? În primul rând, evenimente legate strict despre ceea ce înseamnă cartea, despre ceea ce înseamnă cititul, despre ceea ce înseamnă lectura în timpul liber. Pentru că, așa cum mai spun de foarte multe ori, o carte este o fereastră pe care o deschizi către o altă lume care să-ți îmbogățească cunoștințele, să-ți îmbogățească experiența și mai ales să înveți ceva din acea carte. Reîntâlnirea este una care ne-a emoționat pe toți, și pe copii, și pe părinți, și pe noi. Vreau să vă spun că mulți din acești copii, într-un fel sau altul, s-au regăsit de-a lungul timpului și-au redescoperit aici, la Biblioteca Județeană, prin aceste ateliere, practic vocația. Unii dintre ei chiar mi-au și spus că faptul că au venit aici, în primii ani, faptul că au descoperit arta scrisului, arta cititului, arta origami, i-a îmbogățit foarte mult și mulți dintre ei mi-au și spus de altfel că datorează în mare parte ceea ce fac acum și pentru că au fost aceste ateliere de vacanță. Aceste ateliere de vacanță nu le-am inventat eu, Grigorescu Remus, ele au venit de-a lungul timpului. Este o activitate pe care colegii mei dinainte de a veni eu au promovat-o și au susținut-o și vreau să vă spun că este practic este emblema Bibliotecii Județene Antimi Vireanu atunci când vine vara, vin și atelierele de vacanță. Și spiritul dumneavoastră pozitiv, trebuie să recunoașteți, adăugat da. Acestor evenimente consacrate. Cu siguranță, vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru modul în care s-au implicat, vreau să mulțumesc și dumneavoastră pentru modul în care reușiți să vă faceți cunoscuți și să ne faceți cunoscuți, mai ales că într-o lume cu o dinamică media extrem de activă, orice moment de genul acesta este important pentru noi și de aceea vreau să vă mulțumesc foarte mult.